Ești o combinație uimitoare de inocență și înțelepciune. Deși viața îți prezintă adesea probleme, îi ajuți pe ceilalți. Nu numai că îți exprimi convingerile, dar și trăiești și în funcție de ei. Ai o inimă bună și nu ești foarte practică. Uneori ești atât de generoasă încât îți pui în pericol propria bunăstare. Cu toate acestea, aceasta nu este limita ta. Te caracterizează încăpățânarea. Nici o forță pe pământ sau în cer nu te poate forța să renunți la planurile tale. Personalitatea ta strălucită este întotdeauna în grosul evenimentului și, în același timp, generezi o cantitate imensă de energie. Practic, acționezi spontan și mai degrabă neașteptat, prin urmare sarcina ta este de a dezvolta abilitatea de a te opri atunci când este necesar. Direcționarea energiei într-o anumită direcție este mai utilă pentru tine decât ți-i permiți să se verse pentru nimic. Controlând cu grijă entuziasmul tău, vei putea evita pericolul de arsură sau explodare, simțind efecte dăunătoare asupra ta. Semnul zodiacal vărsător este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: cosmopolitanism, progresivitate, inovare, interes, colectivism. Deoarece vărsătorul este controlat de două planete simultan, personajul tău se distinge prin ambiguitate impresionantă. Mai mult decât atât, nu este neobișnuit ca un vărsător să fie condus de un Uranus iubitor de libertate și încăpățânat, dar forțele lui Saturn te depășesc cu maturitatea. Tu posezi în mod natural o minunată înțelegere intuitivă a majorității proceselor din lumea din jurul tău, dar poți suprima această abilitate cu îndoieli inutile și neîncredere față de tine însăți. Guvernarea lui Saturn îți oferă terenul necesar și îți poate crea uneori o stare de spirit depresivă. În același timp, Uranus înălțată te răsplătește cu spiritualitate intuitivă și capacitatea de a genera idei complet originale. Astfel, în anumite perioade ale vieții te găsești pe un fel de leagăn, ce pot varia la vârste diferite, de la starea de geniu excentric până la pragmatism excesiv de precaut. Este ușor de ghicit că principala sarcină de viața ta este menținerea echilibrului armonios. Emoționalitatea excesivă combinată cu imaginația magnifică te poate conduce către complexe de geniu nerecunoscut, iar tendința de a respinge ideile de rând ca fiind nerealiste, dimpotrivă, poate duce la oportunități ratate și la o viață prea plictisitoare. Dar, în general, ești o persoană prietenoasă și loială, luminoasă, puternică și plină de viață, care trebuie doar să țină cont de personajele complexe ale patronilor stelari și de influențele lor conflictuale. Planeta ta guvernatoare este Uranus. Aceasta determină progresul tău. Planeta este favorabilă pentru cele care descoperă noi direcții în artă. Planeta ta în exil este Soarele. Soarele este responsabil pentru lipsa unui nucleu intern, precum și pentru incapacitatea de a prioritiza, falsata afecțiune și lipsa de emoție. Poziția Soarelui la naștere îți dă o bunătate născută, o dorință de a ajuta, capacitatea de sacrificiu, visul. Tu nu ești absolut deloc practică, gata să dai ultima cămașă unui cerșetor nevoiaș. În plus, ești încăpățânată și vei persista în decizia ta. Naivitatea copilului și înțelepciunea pustnicului sunt unite în sufletul tău. În calitate de prietenă sau membru al familiei, îi urmezi adesea pe cei care au probleme. Poți să fii suferit greutate deosebită pentru a forma o bază solidă a vitalității, folosind experiența negativă din anii trecuți. Această fundație este, de obicei, folositoare nu numai pentru tine, ci inspiră și pe alții. În plus, ai o altă trăsătură, poți transforma situațiile negative în pozitive. În anii maturității, începi să plătești facturile, înțelegând dificultățile altor persoane și oferindu-le confort și un sprijin. Este posibil că spui și repeți adesea aceste cuvinte: trebuia să trec prin asta și știu cum te simți acum. Pe scurt, tu ești un supraviețuitor și, prin urmare,
Ești capabilă să inspiri speranța în cei care sunt disperați sau se luptă pentru supraviețuire. Nu este surprinzător faptul că ceilalți îți caută agresiv simpatia și sprijinul. Te poți rupe sub greutatea împrejurărilor? Poți fi ușor înțeleasă prin aspectul tău? Ești lipsită de luciu. Cu toate acestea, vei continua să lupți pentru îmbunătățirea situației negative până la sfârșit. Fiind o fire activă, poți fi implicată într-o luptă constantă între părțile întunecate și cele ușoare ale sinelui tău. Trebuie totuși să spun că ai natura agresivă, explozivă, imprevizibilă. Când te afli într-o stare bună, se pare că soarele strălucește pe strada ta, iar când starea ta de spirit este demolată, este mai bine ca ceilalți să plece cât mai curând posibil și dacă desigur, ei nu reușesc, ai puterea să le demonstrezi că este necesar. De fapt, voința ta, manifestată în situații de urgență, este cu adevărat extraordinară. Din nefericire, totuși se întâmplă, de asemenea, ca sfârșitul să nu justifice mijloacele, aproape toată lumea trebuie să restabilească pacea în viața sa. Iar o parte din acest proces depinde de acei prieteni care te vor înconjura și de loialitatea lor în general. Nu ești similară cu alte vărsătoare având astfel de calități, ești curioasă, originală, misterioasă, mereu gata să-i ajuți pe alții și te simți fericită să-i susții pe cei în dificultate, pe cei în necaz sau într-o poziție neechivocă. Cum afectează data de 9 februarie soarta ta? Ești o femeie energică care poate gestiona mai multe lucruri în același timp. Puterile tale sunt inepuizabile, ești întotdeauna prima care ajunge la locul evenimentelor. Ai obiceiul de a acționa rapid, fără să te gândești la consecințe. Nu ai timp ca ideea să se fundamenteze în cap, deoarece te grăbești să o pui în aplicare. Tu trebuie să-ți iei câteva minute pentru a reflecta asupra ta însăți, ceea ce va contribui la evitarea multor greșeli în viitor. Trebuie să-ți folosești mai rațional resursele și să nu-ți risipești energia. Pentru tine relațiile de familie sunt de o mare importanță. Vei oferi întotdeauna sprijin moral și material celor mai apropiați de tine. Încercând fiecare situație în sine, ești profund simpatică față de victimă și vei face totul pentru a-ți rezolva cu succes problemele. Aici experiența propria testelor pe care le-ai îndurat, pe care le folosești în mod activ în practică, te ajută foarte mult. În fiecare situație negativă, găsește aspectele pozitive care te ajută să înduri greutățile vieții și să ieși din ele cu cea mai mică pierdere. Ai început să oferi un sprijin deplin celor nevoiași la o vârstă mai matură, când ai acoperit deja mai multă de jumătate din viața ta și ai experimentat suficient pentru a simți nevoia pentru a ajuta pe oricine solicită acest lucru. De obicei, orice situație este similară cu cea prin care trebuia să treci, ceea ce îți oferă posibilitatea de a găsi cu ușurință calea cea mai corectă pentru a ieși din ea. Optimismul tău indestructibil și încrederea în rezolvarea problemelor dau speranță disperării și credința că vor veni cele mai bune zile. Tu atragi adepții care caută confort și sprijin. Un număr mare de evenimente negative te pot arunca în abisul depresiei, de unde nu va fi ușor să pleci. Aceste lucruri poate fi ghicite de viziunea ta neprevăzută. Dar dacă reușești să faci față stresului, îți vei continua munca bună până la sfârșitul vieții. În același timp, tu trebuie să te rupi între calitățile pozitive și negative ale sufletului tău, deoarece tinzi să-ți pierzi cu ușurință cumpătul și să explodezi din orice motiv. Dacă tu experimentezi bucurie, îi radiezi pe toți cei din jurul tău. Dar dacă ai mânie, toți cei prezenți vor simți consecințele. Tu depui mult efort pentru a-ți menține echilibrul spiritual. De obicei, tu reușești să te controlezi singură, iar în situații critice ești surprinzător de conectată și concentrată, ceea ce te ajută să controlezi ce se întâmplă. Dar acest lucru afectează viața ta personală, nu totul merge bine, activitățile tale sociale iau prea mult timp și nu-ți poți acorda suficient timp pentru temele tale de acasă. Nu toată lumea este capabilă să facă față lipsei totale de stabilitate și încredere în viitor,
care te caracterizează. Dragoste și compatibilitate. Sociabilă și prietenoasă, faci contacte cu diverse persoane. Ești mai romantică și sentimentală decât vărsătorul tipic. Tu înflorești într-o atmosferă de armonie familială și protejezi în mod sigur pacea celor dragi și viața ta personală. Compatibilitatea dragostei și a vieții tale se va schimba odată cu înaintarea în vârstă. În tinerețe, tu vei găsi un limbaj comun cu semne similare cu tine însăți, dar într-o epocă mai matură, preferințele tale se vor schimba. Șanse excelente de a construi o căsnicie fericită ai cu săgetător, balanță și gemeni. Ești mai compatibilă cu ei, au aproximativ aceleași opinii cu privire la viața de familie, precum și despre prioritățile vieții. Există o mare probabilitate a unei căsnicii de succes, precum și a înțelegerii reciproce complet în familie cu berbec, capricorn și pești. Dar aici ar trebui să distribuiți imediat responsabilitățile și să fiți de acord că veți respecta libertatea unul altuia și că veți da drumul celuilalt când este cazul. Deja, la o vârstă mai târzie, poți fi fericită cu leul. Căsătoria cu vărsătorul, precum și cu scorpionul, racul, fecioara și taurul, pare neproporționată. Există foarte puține șanse să vă înțelegeți reciproc. Totuși, anumite aspecte pot prevala dacă ursitoarele ți-au înscris altceva în astrograma natală, sau dacă datoriile karmice ale partenerului l-au adus lângă tine. Locuri de muncă și carieră. Ai o natură foarte strălucitoare și originală, ceea ce nu este surprinzător dacă ne amintim că ești născută pe 9 februarie. Tu izbucnești în energie și adesea te afli în epicentrul oricărui eveniment. Ești impulsivă și întotdeauna acționezi după un capriciu, cu siguranță trebuie să dezvolți reținere și capacitatea de a te controla și a te liniști în orice moment. Surplusul tău temperamental și excesul de energie este mai bine să-l îndrepți spre realizarea unui scop specific și nu are rost să te pulverizezi în spațiu. Pentru tine, problema arderii și supra-solicitării emoționale este actuală și ar trebui să fii, de asemenea, atentă la exploziile emoționale ascuțite. Filantrop adevărat, alege adesea mulți supraviețuitori, oameni pierduți sau profund de nefericiți ca însoțitorii vieții. Această dorință de a ajuta și de a salva îți poate da suferință și mult chien, ca urmare a cărora simpatia sinceră este atrasă cu ușurință. În mod obișnuit, suferința de care suferi îți dăunează și ești bucuroasă să împărtășești experiențele tale în depășirea dificultăților cu ceilalți. Ai talent, tu poți transforma situațiile negative în cele pozitive. Prin urmare, cauți să-i ajuți pe cei care suferă așa cum ai suferit tu în tinerețe. Deja experiența ta dovedește că totul în viață poate fi depășit și încă o dată te poți ridica în picioare. Vei avea succes ca mediator, psihoterapeut, reporter de teren, în instituții de binefacere sau ca medic. Sănătate și boli. Pentru tine, există pericolul de a cădea în depresie pentru o lungă perioadă de timp din cauza problemelor tale de viață. Din acest motiv, ar trebui să eviți medicamente care ar putea crește această tendință, în special alcoolul. De asemenea, ar trebui să înveți să-ți controlezi dispozițiile pentru a evita supraexcitația nervoasă. Vei face bine dacă vei adera la o dietă care poate afecta în mod pozitiv metabolismul tău. Poate, cu încăpățânare nu dorești să urmezi o dietă, ceea ce poate duce la un ulcer. Exercițiile ușoare de sport sunt utile, cum ar fi mersul pe jos, yoga, de obicei în combinație cu exerciții de meditație și respirație, sau not. O defecțiune nervoasă este o amenințare foarte reală pentru tine. Soarta și norocul. Ești o persoană intenționată, puternică și încrezătoare. Ești hotărâtă, încăpățânată, romantică, ai o foarte bună intuiție, care te ajută să prezici evenimente și să-ți construiești planurile astfel încât rezultatele activităților tale să-ți aducă cele mai mari beneficii și profituri. Caracterul tău este bun, simpatic, ești un minunat prieten, nu vei părăsi pe cineva în necazuri și vei salva pe cei apropiați de tine. Cei aleși de tine se pot baza pe tine,
Nu vei trăda, vei oferi sprijin și ajutor atunci când vor fi necesare. Ești interesată de tot ce este mistic, neobișnuit, de științele oculte și de astrologie. Viața ta este de obicei saturată de diverse evenimente, nu îți place să stai pe loc, ești în mișcare constantă. Tu știi să faci bani și să-i investești cu succes. În sfera financiară, dacă reușești să controlezi cheltuielile, vei fi bine, familia se poate dezvolta într-o atmosferă confortabilă. Sfaturi pentru tine. Misiunea ta este nobilă, tu dai speranță celor care se confruntă acum cu aceleași chinuri care, cândva, ți le-a servit soarta la felul întâi. Cei din jurul tău au nevoie de tine, sperând să-i ajuți și să-i sprijini. Chiar dacă ai reușit să te ridici de jos, îi vei ajuta pe cei care au nevoie de ajutor, atât cât vei putea. Astfel, te lupți nu numai cu circumstanțele, ci și cu tine însăți, pentru că în interiorul tău există o parte întunecată, o persoană agresivă, supărată. Pesimismul tău născut este foarte dificil pentru a fi controlat, deși voința ta este vrednică de admirație reală. Ce cadouri ți se potrivesc? Este o plăcere să alegi un cadou pentru o persoană ca tine, dacă ești, desigur, o persoană care nu este privată de simțul umorului. Cu cât un cadou este mai original și mai neașteptat, cu atât vei fi mai bucuroasă. Chiar dacă primești ceva prozaic, designul nemenajat și prezentarea cu un subînțeles te va atrage. Deși, este mai bine ca tu să spui tuturor ce aștepți. Trebuie amintit că originalitatea darului nu înseamnă frivolitate. Tu suporți dureros o atitudine lipsită de respect față de persoana ta, deși încerci în zadar să nu arăți. În ciuda faimei tale, nu-ți plac deloc bănuielile, pentru că apreciezi unicitatea, ceva care subliniază faptul că ți-a fost ales un dar doar pentru tine și nu ți-a luat primul lucru care a atras ochiul. De exemplu, sticlărie, ceva sub forma unei figurine ciudate, neobișnuite, cu un joc de culoare. Tu nu rămâi indiferentă la jucării, dar acestea nu ar trebui să fie urs și iepuri tradițional cu o privire fixă, ci ceva aproape viu, cu caracter propriu. Ambalajul propriu-zis nu joacă un rol important dacă nu are semnificația care completează darul. Și chiar mai bine, dacă ambalajul și darul vin din diferite lumi, valoarea darului va beneficia. Te atrag caleidoscoapele care seamănă cu cerul nopții sau cu ceva care se învârte, în care poți suspecta mișcarea lumilor. Există o șansă de a-ți scrie o melodie pentru tine? Ei bine, va fi cel mai bun cadou pentru tine. Dintre flori preferi cele mai delicate și mai fragile, lalele, iriși, narcise. Mare iubitoare de experiențe culinare, o carte mare de rețete și orice ustensile de bucătărie dacă se poate frumos colorate te vor bucura. Pentru tine frumos, poate însemna util, de aceea la alegerea unui cadou, cel ce ți-l oferă ar trebui să știe măcar care este definiția ta pentru frumos. Bijuteriile ar trebui să fie nu numai valoroase, dar și mari, stridente. Cercei de ochiați gen candelabru sau câinele foarte mari, broșe multicolore. Și încă ceva, să poarte o marcă cunoscută de tine. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.